Bună ziua, stimați colegi! Începem un eveniment cu totul și cu totul special. Astăzi, 5 februarie, regretatul nostru coleg, prieten, cercetător notoriu, organizator al științei și o persoană de excepție, academicianul Valeriu Canțăr, ar fi împlinit 65 de ani. Începem evenimentul cu o mică rugăciune. Îl invit aici, în fața noastră, pe preotul Octavian Moșin. Îi ofer cuvântul pentru un cuvânt de introducere președintelui Academiei de Științe, academicianului Ion Tighineanu. Stimați colegi, onorată asistență, bună ziua! Este un eveniment special, onorăm memoria academicianului Valeriu Canțăr, o personalitate notorie a neamului nostru, plecat prea tânăr în eternitate. Și vreau să menționez, Acănceanu Canțăr s-a născut în satul Zahorna, raionul Șoldănești, a venit la Chișinău, a absolvit cu mențiune Universitatea de Stat din Moldova, a plecat în doctorantură la Moscova, la Institutul de Fizică Lebedev, Academiei de Științe a fostei URSS. Acolo și-am făcut cunoștințe în anul 1978, pe strada Ostroviteanova, unde era căminul Academiei de Științe a Uniunii Sovietice. Eram doctoranzi și de atunci, practic, în decursul vieții, activam cot la cot, umăr la umăr. Acănceanu Canțăr a avut o carieră
impresionantă. Cineva îmi spunea că se perindau cifrele din 5 în 5. Și astăzi, încă o dată, m-am documentat într-adevăr. În anul 1980 a susținut teza de doctor în știință, în 1990 a susținut teza de doctor habilitat, în 1995 a devenit membru corespondent al Academiei Științei a Moldovei la vârsta de 40 de ani, în 2000 a devenit membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, a promovat multe lucruri bune. În anii 90, când erau ani foarte grei pentru cercetare științifică, în strânsă colaborare cu academicianul, regretatul academician Dumitru Ghițu, a reușit să creeze punți de colaborare cu România, a implicat și uzina Topaz și mulți cercetători au beneficiat din acele proiecte, granturi care au fost realizate în anii 90. A fost și în fruntea secțiilor de știință, începând cu anul 2000, secțiilor de știință ale Academiei de Știință a Moldovei. A fost în fruntea laboratorului internațional LISES. A realizat multe lucrări științifice și ce este important, că fiind teoretician, s-ar părea că trebuia să se implice numai în realizarea proiectelor ce țin de elaborări teoretice. Dacă în cealul cancer s-a implicat și în multe lucruri practice, a promovat și proiecte ce țin de elaborări practice, implementări practice, a fost, din multe puncte de vedere, un exemplu de dăruire de sine. Puteai să vizitezi Institutul Ingineriei Electronice la 8 seara, la 9 seara, la 10 seara. În institut erau două persoane numai decât. Academicianul Dumitru Ghițu și academicianul Valeriu Canțăr. A pregătit tineri. Nu putea să treacă pe lângă probleme fără a se implica. Era persoana care nu numai te asculta, dar și avea darul de a auzi. Ne pare foarte rău că așa o persoană a plecat prea, prea devreme. Și noi simțim acest gol. Desigur că academicianul Canțăr a zidit și ne-a lăsat o brazdă serioasă prin lucrările realizate, discipolii care continuă cercetările și desigur că păstrăm cele mai frumoase amintiri despre activitatea academicianului Canțăr și despre multe lucruri pe care le-am realizat împreună. Aduc sincere mulțumiri
reprezentanților secției științe exacte și ingineriști care au venit cu această frumoasă inițiativă și astăzi avem această frumoasă posibilitate să ne vedem și să ne amintim despre colegul nostru, academicianul Valeriu Canțăr, personalitate notorie a neamului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul președinte. Despre academicianul Valeriu Canțăr, om și savant, îl invităm să ne vorbească academicianul Anatole Sidorenko. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Валерий Канцер, с которым мы проработали вместе 35 лет, в одной комнате мы с ним работали после возвращения, я из Харькова, он из Москвы. О нем за 20-минутный короткий доклад очень трудно рассказать, потому что это очень многогранная личность была. Человек с исключительно широким научным кругозором. То, что он успел сделать в науке, а он в Республике Молдова, он яркой звездой по нашему небосклону пролетел, он успел сделать столько, что хватило бы на жизни трех человек. Я еще он не включил. Я попробую очертить некоторые главные черты этого человека и те направления, которые он успел развить. Академичан Тегенян правильно сказал, что очень рано он ушел. Дело в том, что человек кипучей энергии и с большой научной эрудицией, у него было огромное количество идей, заделал, который мы обсуждали, который можно было реализовать и теоретических, и практических, поскольку он был физик-теоретик, но с тонким чувством практики, практических приложений. Все, что он делал, имело практическую направленность и в конечном итоге реализовывалось в виде приборов. У него было необходимое для ученого вообще, а для физика в особенности, качество любознательность. То есть человек с пытливым умом, от природы он был одарен любознательностью, пытливым живым умом. Ему было все интересно. Это условие для физика совершенно необходимое. Физику он очень любил, он ее чувствовал. Как говорят немцы, es war im Blut. То есть у него физика была в крови. И вот мальчишка, который закончил золотой медалью школу, закончил с отличием Кишиневский государственный университет. Эти задатки, которые у него от природы были, ему посчастливилось реализовать и воплотить в жизнь благодаря тому, что ему посчастливилось иметь таких двух учителей. Академика Виталия Андреевича Гинзбурга, Нобелевского лауреата, и Юрия Васильевича Копаева. Гинзбург – это был один из последних энциклопедистов, то есть человек, который в науке успел сделать от астрофизики, от теории нейтронных звезд. Кстати, Нобелевскую премию он получил за
создание теории сверхпроводимости сверхтекучести. Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау – это рабочий инструмент физиков всего мира. От Америки до Японии все, в том числе и мы, используем в своей работе теорию Гинзбурга-Ландау сверхпроводимости, которую он развил достаточно давно, а позднее развил теорию сверхтекучести, которая объясняет поведение таких макроскопических гигантских объектов, как нейтронные звезды. Так вот, широту взгляда на мир, философскую рефлексию, философское осмысление действительности и бесконечную любознательность. Это Валера Канцер перенял, посещая семинары Гинзбурга, работая под его началом. А второй он, прямой научный руководитель, Юрий Васильевич Копаев, отличался, у него отличительная черта – исключительная глубина. То есть физику твердого тела, физику полупроводников, и особенно вот теория анизотропных полупроводников и топологических проводников – это широкий класс, который в последние годы Валера Канцер здесь развивал. Он знал настолько глубоко, что вот его лекции доступны в интернете, можно послушать. То есть человек, рассказывая, учителя сформировали Валеру Канцера тем, кем он стал, выдающимся ученым с очень широким научным кругозором, физическим кругозором и с большой глубиной проработки проблемы. А проблемы, которые он прорабатывал, да. Вот в 80-м году мы вернулись, я из Харькова, Валера из Москвы, и Дмитрий Васильевич, вот он здесь молодой в центре, он поставил перед нами задачу, строился СКТБ, Федор Гориллович, светлая память ему, создавал тогда в 80-м году новое здание СКТБ, и Дмитрий Васильевич загорелся, он тоже кипел идеями создать криогенный центр, чтобы у нас были исследования по сверхпроводимости, по физике низких температур, низкотемпературной оптики, то есть создать современный криогенный центр со своим жидким гелием, со своим жидким азотом. Вот он нам такую задачу поставил. Это 82 год, лаборатория была создана, криогенный центр маленький, ну, республика маленькая, мы шутили, поскольку Молдова маленькая и криогенный центр маленький. Но вот, вот этот молодой коллектив, который здесь, вот Валера Канцер, еще без бороды, рядышком с ним с бородой, это Малецкий, это директор криогенного центра из Харькова, который нам помогал монтировать оборудование, запускать его. Вот в этой комнате мы с Валерой проработали 8 лет. У нас за спиной доска, на которой мы по утрам обсуждали физические задачи, строили планы, намечали эксперименты. И практически все это реализовывалось. И вот эта молодежь, которая внизу, они все один за другим защищали кандидатские диссертации, и их с удовольствием принимали ведущие научные центры. Олег Дедю в Болонье, ведущий специалист. Гриша Панаитов в Германии, ведущий специалист по сквидам. Витя Кабанов, профессор в Любляне. Ученица, наиболее последовательная ученица Валера Канцера Наташа Малкова. Ее сначала в Швецию пригласили, а сейчас в Соединенных Штатах она развивает вот те идеи, те работы, которые с Валерием Георгиевичем они здесь начали в Молдавии. В 1983 году вот, группа молодых ученых, Валера Канцер, я, Толя Ротару, Валентин Чумаш, мы получили вместе премию молодых ученых имени Бориса Главана за исследование коллективных явлений в низкоразмерных системах. Я исследовал низкоразмерные сверхпроводники, а Валера тогда загорелся идеей исследования топологических проводников, которые дальше развились здесь в целое направление. Вот одна напламенная страсть – это то, что Юрий Васильевич Копаев вот, с Валерой прорабатывал, он в него эти идеи пробудил глубокий научный интерес к этой проблеме. И Канцер на протяжении десятилетия разрабатывал теорию, физику и технологию сложных тройных полупроводников, расчет зонного спектра. Это с его учениками. Вот ему в этом помогали и Иван Максимович Голубан, Володя Горбаджи, Наташа Малкова, позднее Тофан. Это исключительно перспективное направление по разработке
материалов для инфракрасной техники. Дело в том, что традиционный материал кадмий ртуть теллур, высокоэффективный материал для икотехники, очень капризный, сложно растить кристаллы, очень дорогой. По этой причине вот маленькая переносная ракета «Стингер» стоит как 10 «Жигулей». Половину стоимости «Стингера» составляет инфракрасная головка самонаведения. Так вот, теоретические разработки Валеры Канцлера и Наташи Малковой по созданию из электронных аналогов висмута и сплавов А4В6 – это высокоэффективные материалы для икотехники, для оптоэлектроники, для специальных применений. То есть это высокоэффективное и очень значимое направление его работы, которое востребовано во всем мире. Я говорю, что Наташа Малкова сейчас очень эффективно работает в Соединенных Штатах, развивая те идеи, которые вот в этих работах. Это пионерские работы, которые были в этом направлении развиты здесь, в Молдове, под руководством Валеры Канцлера. Другая пламенная страсть, которую он исследовал у Виталия Лазаревича Гинзбурга, это высокотемпературная сверхпроводимость. Я берегу как память, мне Валера подарил книжку Гинзбурга. В 1972 году Виталий Лазаревич издал книгу, которая называлась «Проблемы высокотемпературной сверхпроводимости». Это за сколько лет? За 15 лет до обнаружения высокотемпературной сверхпроводимости. Он, поскольку был гением, Виталий Лазаревич, он мыслил образами. Вот он, когда формулировал задачу, он говорил общие принципы. Вот, ребята, смотрите, вот где нужно искать высокотемпературные сверхпроводники? Это очень просто. Там должны быть высокие дебаевские частоты, температура дебая должна быть высокой, значит, должны быть высокие частоты колебаний фононной решетки. Значит, это должны быть маленькие атомы, те, которые могут быстро колебаться. Значит, это должны быть элементы периодической системы Менделеева с малым атомным номером. Кроме того, это должны быть слоистые соединения. Он попал в точку, потому что в ЭТСП в 1987 году было обнаружено в слоистых соединениях, содержащих легкие атомы иттрия, а позднее в дебриде магния, где легкий бор в окружении легкого магния. То есть проблемы с температурной сверхпроводимости тогда живо обсуждались. Вот здесь на слайде вы видите, это историческая статья. Проблема высокотемпературной сверхпроводимости – это успехи физических наук 70-го года. А на основе этой статьи ее Виталий Лазаревич развил в книгу. И в 72 году была книжка опубликована. Вот Валера приехал мне на день рождения, подарил, я ее берегу как память. И о Валере, и об этом великом открытии, которое предвосхитило. По сути дела, ВТСП было открыто на кончике карандаша, предсказанное таким выдающимся физиком, как Гинзбург. Благодаря этому, когда ВТСП было обнаружено в сложных слоистых соединениях, в металлах керамиках, мы в тот же год ее здесь синтезировали и провели исследования, поскольку к этому уже идеологически были готовы. Вот здесь одна очень интересная работа – неорганическое поведение высокотемпературных сверхпроводников. То есть это фундаментальная работа, которая имела большое практическое применение для создания сверхпроводящих кабелей. Как я говорил, что все, что делал Валера, оно имело практическую направленность. Как говорил Ландау, нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Это очень правда. Вот в 2002 году Валера приехал на месяц, мы тогда выиграли проект БМБФ по исследованию первого в мире многозонного сверхпроводника, который был предсказан другим гениальным человеком, Всеволодом Анатольевичем Москаленко, светлая память ему. В 1959 году здесь молодой кандидат наук Всеволод Анатольевич Москаленко теоретически предсказал возможность существования целого класса новых материалов, слоистых сверхпроводников с легкими элементами бора, у которых может возникнуть высокотемпературная сверхпроводимость,
как предсказал Гинзбург, максимальная ТЦ для фанонного механизма – это 40 кельвинов. Так вот, удивительное предсказание и одного гения, и второго. У этого материала 40 кельвинов. И выше ТЦ у фанонных сверхпроводников нет, даже теоретически невозможно. Вот, значит, первые пионерские исследования в этой области. Молдова в этом участвовала. Вот здесь два теоретика. Слева Ленар Тагиров, справа Валера Канцер. Вот мы вместе обсуждаем проблемы многозонного сверхпроводника, который мы здесь синтезировали, а там исследовали. Это другое большое направление, которое Валера развивал. Здесь создал лабораторию высокотемпературной сверхпроводимости в 1993 году, директором которого он был. Вот. Здесь к нам приехал немец, и вот он начал со мной в Германии делать работу, а закончил здесь у нас в лаборатории Томас Ричард Кох. Первая защита диссертации в Молдове, которая была в Германии признана. В ЧНА запросили документы, проанализировали, выяснили, что она соответствует всем высоким требованиям немецкой диссертации. С тех пор вот наш диплом признан, диссертация, защищенная в Молдове по физике, она признается автоматически в Германии. Вот Томас Ричард Кох защищает, вот Валера был председателем совета, вот здесь мы даем путевку жизнь немцу. Среди крупных направлений, которые развивал Валера, инженерия занимала особое место. Как я говорил, он был человеком, теоретик, но который очень тонко чувствовал эксперимент и предвидел возможные практические применения. Вот для того, чтобы реализовать на практике те результаты фундаментальных исследований, которые мы проводили, он вместе с Дмитрием Алексеевичем Гитцу были инициаторами создания в составе Академии наук инженерного института, института инженерии электроники, и тогда назвали промышленных технологий, но это неудачное было название, его в 2010 году исправили. Вот здесь на фотографии это 2006 год создания нового института. И здесь был центр, которым руководил Валера Канцер. Вот третье направление, которое он активно развивал последние годы жизни, это топологические проводники и топологические изоляторы. Вот с Андреем Никоричем они обсуждают задачи, это по квантовым точкам работы. Поскольку он человек был исключительно широкой души и натуры, он старался сделать что-то полезное для республики. Вот у нас проблемы Сечеты и Гриндина. Мимоходом, между делом, он, значит, занялся этой проблемой с противоградной службой. Выяснил, какая острая проблема стоит, что отсутствует стенд для испытания противоградных ракет. После развала Советского Союза Молдова, которая закупала противоградные ракеты, должна была их везти через три границы, тестировать в Обнинск. Единственное место, где было в Советском Союзе тестирование противоградных ракет, это был Обнинск. Он был инициатором проекта трансфера технологий, выполнили, сделали такой испытательный стенд. Ни в Румынии, ни в Украине такого стенда нет, это не в Болгарии. То есть единственное место, где вот на Балканах есть такой стенд, это вот здесь у нас в институте, это по инициативе Валеры Канцера был создан, работает, и продолжаем тестировать и болгарские ракеты, и для нашей противоградовой службы. Это я несколькими штрихами обозначил только ряд крупных направлений, которые Валера начал исследовать, и они давали ростки и дальше развивались. Еще много, что он мог бы успеть сделать. В 2009 году указом президента Валеру назначили председателем ЧНА. Там очень большой объем работы. Он с головой и со свойственной ему основательностью, которую он унаследовал у Юрия Васильевича Копаева, он углубился с головой в работу по организации работы этой организации. Но параллельно с этим он ежедневно, включая субботу и воскресенье, приходил в институт. Вот справедливые слова сказал Иван Тигнянов, что можно было увидеть горящее окно в кабинете канцлера,
После шести вечера он до шести работал в ЧНА, а после шести до десяти, до одиннадцати вечера, иногда и позже, он задерживался в институте, обсуждал с аспирантами идеи, ставил задачи вот здесь своему сотруднику, заведующему лаборатории, Ефиму Засовицкому ставил задачи. И параллельно с этим у него хватало еще сил вести большую педагогическую работу. Каждую субботу студенты приходили, он читал лекции. Когда было больше времени, он ходил в госуниверситет. Когда в ЧНА у него, он был выше головы загружен, по субботам приходили студенты к нам в институт, и он читал лекции в институте. Даже в свой последний день мы с ним работали в субботу. Он себя неважно чувствовал, поэтому студентам сказал, чтобы они в час дня пришли. Они с часу до трех он с ними позанимался, потом мы еще немного поработали, я ушел, а он еще остался работать. До последнего дня Валера продолжал работать. Его и Дмитрия Сергеевича детище Институт инженерии электроники и нанотехнологий продолжал работать. Дважды прошел реаккредитацию на высшую категорию Рекунаштери Интернационала. Он тоже этим очень гордился, потому что это инженерный институт, который должен реализовывать идеи фундаментальных исследований и претворять их в жизнь. И эту идею он пытался объяснить и правительству, и руководству страны, что наука вообще, инженеры науки, в частности, они необходимы обществу. Дай Бог, что это поймут и услышат. В институте он был инициатором создания первого физического журнала. У нас есть инженерный журнал, которым Владимир Кириллович Болога руководит многие годы. Физический журнал. Вот в 2000 году Валера был инициатором, создал. И параллельно с этим еще для школьников, для пытливых ребятишек, которые тоже могли потом найти свой путь в науке, он дидактический журнал основал. Вот он был инициатором и главным редактором этого журнала, и он выполнял свою важную роль для наших аспирантов и докторантов. Спасибо за внимание. Я еще раз говорю, что очень трудно очертить все то, что видел и хотел реализовать Валера Канцлер, но я надеюсь, что его ученики продолжат реализовать те идеи, которыми кипел этот живой, очень общительный, очень добрый человек. Спасибо. Vă mulțumim, domnul academician, pentru prezentarea foarte laconică pe de o parte și amplă pe de altă parte și plină de suflet și cuvinte frumoase. Îl invit acum pe domnul academician Leonid Culiuc. Cariera academicianul Canțăr și-a început-o în Institutul de Fizică Aplicată și domnul Culiuc, unul din primii colegi. Dragi colegi, eu mă strădui să elucidez o perioadă eventual nu prea lungă din viața domnului Canțăr, academician sau membru titular al Academiei de Științe, de la începutul anilor 80, mijlocul anilor 80, când toți erau tineri. Dânsul venise de la Moscova. Eu puțin mai devreme mă întorsesem tot de acolo și pe atunci era așa o practică foarte pozitivă, în esență, când la Moscova, mai bine spus, în orășelele mici, în jurul Moscovei, unde erau condiții pentru a aduna împreună vreo 150-200 de tineri, aveau loc așa numitele școli științifice. La școlile astea științifice veneau somitățile în fizică din Uniunea Sovietică, cei mai mari și cei mai buni. Iar noi, din diferite republici, sistemul era închis, lumea nu pleca peste hotar așa ușor ca acum, iar noi ascultam și eram la curent cu ceea ce se întâmplă. Bine, eu aș putea spune că am avut ocazia în așa fel să îl vedem pe Zeldovici,
care a contribuit la bomba atomică. Bun, pe Cialomei, care era constructorul șef la majoritatea motoarelor pentru rachete. Și tot aceștia erau niște lecții cu adevărat foarte, foarte profunde. În timpul liber, noi discutam tot ce se putea de discutat. La unele din astea școli era, a fost și actualul decan a Facultății de Fizice, doamna Nicorici, dacă vă aduceți aminte. Și noi am hotărât că, în fond, de ce n-am încercat noi să organizăm așa ceva la Chișinău? Fără ca să implicăm în treaba asta generația mai în vârstă. Cine era generația mai în vârstă? Era academicianul Rădăuțan la noi în laborator, era academicianul Ghițu, academicianul Andrieș, fiindcă noi de acolo tot am cooptat persoane. Și a dat în anul 1985, într-o formă care era foarte riscantă, fiindcă noi ne-am asumat cu Valeriu Cancer responsabilitatea să adunăm pe un cont care a fost deschis ca cont cu bani, să nu era încă perestroică, câte 40 de ruble de la toți doritorii din toată Uniunea Sovietică și au venit circa 150 de oameni din toată Uniunea Sovietică. Baza era la Vadă Voivodă, eu nu mai țin minte cum se numește localul ăsta, era foarte bine organizat, eu repet, era multă lume și sigur că noi ne-am străduit să facem în așa fel ca să fie interesant și din punct de vedere științific și deci, să fie arătată Republica. Directorul școlii era academicianul Cheldăș Leonid Veniaminovici. Erau alte persoane bine cunoscute, inclusiv și Copaev din Moscova, care venise atunci, despre care a vorbit domnul Sidorenko. Și sigur că asta pentru noi era o acțiune foarte importantă. Eu trebuie sincer să vă spun că ea a fost destul de neașteptată pentru șefii noștri, dar ei au participat activ la ca auditori și ca să vă dați seama cam cum a fost, atunci doar a început să se audă de Ion Teodorovici și Doina Teodorovici. Deci ei au stat două seri la școală, au cântat, atunci nu se cânta încă la radio, deci ei erau puțin cunoscuți. Gleb Săinciuc a făcut concursul cu nu știu dacă știți, cu Vaca. Asta a durat mult și era tot foarte interesant. Eu nu mai vorbesc de excursii. Iar noi cu, de fapt, Valeriu Cancer și eu, deci ne dădeam de berbereacul ca totul să meargă. Și programul și tot ce era după asta. Bun. Vișina de pe tort a fost deoarece Cheldăș era cu soție, noi ne gândeam cum am putea noi să facem ceva interesant și erau multe doamne. Deci unul din colegii noștri, mama lui, era șefa casei de mode. Și la încheierea conferinței a fost un defile cu fete frumoase de la casa de mode, care tot a fost primită de elevii școlii. Toată activitatea asta, ea aparent pare ușoară, dar ea a fost foarte importantă pentru educarea, să spunem, acele generații, care acum sunt mai mult pensionari. Și în anul 2000, când ne-am acioat un pic după toate procesele de tranziție din anii 90, iarăși, în doi, am hotărât că a venit momentul să reanimăm o conferință la fizică, la fizica solidului și la știința materialelor, care ar fi cumva, eu știu, reprezentat cercetarea care s-a mai păstrat în Republica Moldova în domeniul ăsta, fiindcă la acel moment punctul lucrurilor deja plecase din Republică. Iată, Valeriu Cancer a fost președintele Comitetului de Program la 8 conferințe. Ultima a fost în toamna anului 2016. Primăvara anului 2017,
prin sădus din viață. Nu, conferințele erau ultima, cea din 2016, a fost prima care noi am organizat împreună cu Universitatea de Stat. Iată, și conferințele erau destul de reprezentative, peste 100 de oameni de peste hotare din 22 de țări, fără publicitate, deci, care pur și simplu publicitate, toate 4 zile, totdeauna erau pline auditoriile, adică totul mergea foarte bine. Spre regret, deja în toamna 2016, se simțea că un ceva cu plămânii la Valeriu Gheorghici nu e bine. Și în încheiere, eu aș fi vrut să mai spun o dată. Tot la 5 februarie, în 2004, în sala asta, însă ea era altfel aranjată, a avut loc alegerile președintelui Academiei de Știință. Când domnul academician Cancer era concurent cu domnul academician Duca. Duca fiind susținut de guvernare, Cancer nu. Ok. Ați auzit ce am spus sau nu? Da? Și câteva voturi au fost în favoarea domnului Duca. Bun, era ziua de naștere a lui Valeriu Cancer. Iată, în acea zi, în acea seară, era undeva ora 5-6 seara, el a venit la institut. La institut erau doar câteva persoane în direcție, 3-4. Noi am deschis o sticlă de vin și i-am spus să fie sănătos, că nu-i, totul nu e așa de rău. Deci asta a fost tot la 5 februarie în 2004. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnul academician. Foarte interesant, cu nume sonore, Ginsburg, Keldeș, parcă citești, îți reamintești istoria celebră a fizicii din anii respective. Vin cu rugăminte să mai faceți o conferință ca cea de la Vadul Vodă. Că a sunat foarte, foarte interesant și atractiv. Bun. Da. Deci, vă mulțumim încă o dată. Domnul academician Belostecnic, vă rog. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Domnul președinte, vreau să vă zic că nu ați avut dreptate în toate. Uneori, când eu telefonam pe domnul academician Cancer, îmi zicea că este la întreprinderea Topaz. Nu doar în incinta institutului și de regulă spunea că am să ajung seara și pe acolo. Stimate domnule președinte, stimați colegi, onorat auditoriu, sunt astăzi spuse foarte multe cuvinte frumoase în adresa academicianului, profesorului universitar și managerului Valeriu Cancer. Partea tristă a acestei situații este că nu l-avem prezent în sală și pe domnia sa. Și sunt absolut convins că i-ar fi plăcut să le audă, cu toată modestia dânsului exagerată pe care a avut-o de-a lungul întregii vieți. Eu nu vreau să fac la fel o analiză a operei științifice pe care ne-a lăsat-o drept moștenire academicianul Cancer, cu atât mai mult cu cât vin din alt domeniu de cercetare decât domnia sa și mă tem că nu le-aș aprecia corect și la justa lor valoare. La fel și universitatea pe care am onoarea să o conduc, într-o măsură mai mică, este legată de activitatea profesională a dumnealui. Dar am avut o ocazie să discutăm și pe aceste probleme într-o lungă deplasare în comun din Chișinău până în Crinița, Polonia, unde urma să participăm la un forum economic, discutând totul despre fizică, ajungând până la particule cuantice, probabil că și probleme de economie la fel. Ori cu domnul academician Cancer puteau fi discutate orice.
probleme. Academicianul Valeriu Canțăr a avut o carieră profesională de succes, dezvoltată pe parcursul a 4 decenii, datorită unei mari puteri de muncă și foarte multă perseverență. A investit cu multă pasiune și dăruire de sine în știință și educație, cu succese remarcabile, devenind o veritabilă formulă a succesului, demnă de urmat și de către discipolii domniei sale. Foarte mulți la număr, în mod deosebit în pregătirea cadrelor de cea mai înaltă calificare, prin studii doctorale și postdoctorale, și mă refer desigur că aici, nu în ultimul rând, la calitatea domniei sale de președinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova, aducându-și astfel un aport personal deosebit la dezvoltarea cercetării științifice în toate domeniile de cercetare, nu doar acelui în care a fost implicat dumnealui nemijlocit. Pe aceste subiecte am avut o multitudine de discuții, uneori spre regret la un fum de țigară, în măsura în care eram implicat permanent în reforme continui în domeniul pregătirii cadrelor de cea mai înaltă calificare. A avut bună calitate de a asculta și alte opinii, demonstrând în același timp corectitudine, respect, dar și insistență în apărarea opiniilor proprii, mai ales atunci când era convins că are dreptate. L-am cunoscut foarte bine și prin activitatea desfășurată în cadrul Consiliului pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe. Dotat cu o inteligență deosebită și cu o extraordinară ușurință de a comunica, exprimare liberă, concisă și logică, cu agerimea și mintea sa clară și limpede, de rând cu o intuiție impresionabilă și având o mare capacitate de analiză și sinteză, reușea de fiecare dată să surprindă și să propună soluțiile cele mai bune. Ca un adevărat specialist în domeniu, iar subiectele pe care le aborda erau întotdeauna de mare actualitate. Desigur că a fost și un luptător și nu i-a reușit întotdeauna să se impună și să învingă. Dacă ar fi să fac o generalizare a ceea ce am spus mai sus, aș constata. Am avut fericită ocazie de a fi în preajma unui om cu adevărat important. Vreau să vă propun acum, cu permisiunea noastră, câteva amintiri de la ultima aniversare, cea de 60 de ani a academicianului Valeriu Canțăr, la care a participat și foarte multe lume din cei prezenți în această sală și care a avut loc în incinta Academiei de Studii Economice, în una din sălile bibliotecii noastre științifice. Modest fiind prin felul său de a fi, dar fiind atunci impresionat de prezența unui număr destul de mare de personalități notorii ale mediului academic, social, politic, diplomatic, dar și conținutului mesajelor care au fost expuse, la sfârșit de zi, domnul academician Valeriu Canțăr a menționat, într-o discuție mai mult privată, cam în felul următor: m-am simțit astăzi fericit. Păcat că a plecat atât de devreme și pe neașteptate, ne-am fi simțit mai fericiți împreună și în ziua de astăzi. Vreau să vă ofer aceste amintiri care sunt ultimele, așa precum ne-l putem aminti pe domnul academician Valeriu Canțăr. A fost puternic, nu doar intelectual, a fost un om puternic și din punct de vedere fizic. A avut foarte mulți oaspeți prezenți la această festivitate. Este rău că primii au fost colegii mei de la Catedra de Tehnologii Informaționale. Au venit întreaga conducere a Academiei de Știință, domnul academician Moscalenco, colegi, doamna Hanganu, domnul rector Cimpoieș,
multe lume venite din Republica Moldova și din afara Republicii Moldova, consilierii președintelui Republicii Moldova, a primului ministru, mulți din cei prezenți în această sală, am fost în preajma domniei sale, multe flori, multe aprecieri, un candou simbolic, o surpriză deosebită din partea corului ASM Cantabile, a avut emoții foarte mari, mesaje de felicitare, inclusiv din partea domnului președinte de pe atunci, domnul academician Gheorghe Duca, alți colegi din Academia de Științe, colegii mei din Consiliul Rectorilor, rector de practică la toate universitățile din Republica Moldova, domnul academician Bostan, cu un mesaj de felicitare. Și, desigur, merg mai repede, să nu vă iau din timpul dumneavoastră, ambasadorul Azerbaidjanului Republicii Qatar în Republica Moldova, consilierul primului ministru Leonid Vujor, care a fost prezent la această festivitate, ambasadorul Azerbaidjanului, am zis, și colegii cu care a reușit să facă foarte multe lucruri frumoase în cadrul Consiliului Național de Acreditare și Atestare. Să-l păstrăm pe domnul academician Valeriu Cancer, așa precum a fost în amintirile noastre și pe viitor. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnul academician, pentru cuvintele care ne-au mișcat profund și amintirile frumoase din aceste imagini. În program este notat discursul rectorului Universității Tehnice, domnul Viorel Bostan, care înțeleg că nu a reușit să vină. Îl invit pe domnul prorector, domnul Sergio Andronic. Vă rugăm. Domnule președinte, domnilor academicieni, onorată asistență, eu voi vorbi câteva cuvinte în prisma unui interval destul de scurt comparativ la ceea ce s-a vorbit mai devreme de antevorbitorii mei. Timpul se scurge nemilos. Curând, peste mai puțin de două luni, în data de 2 aprilie, se vor împlini 3 ani de când academicianul Cancer nu mai este cu noi. În zorii zilei de 2 aprilie 2017, după ce în ziua precedentă am muncit ca de obicei până seara târziu, a încetat să-i bată inima. Astfel, datoria în fața statului, academicianul Valeriu Cancer și-a îndeplinit-o zi cu zi, oră cu oră. Universitatea Tehnică, la fel ca și întreaga comunitate academică și științifică din Republica Moldova, resimte și deplânge lipsa irecuperabilă a marelui om de știință și cultură, savant și profesor ilustru, academicianul Valeriu Cancer. Meritele sale în revigorarea sistemului educațional și științific autohton sunt de nedăgăduit. Fiind un om al științei și cunoscându-și integral viața cercetării și popularizării acestea printre studenți, masteranți, doctoranți, a pledat mereu pentru reformare de structură și conținut în domeniu, înaintând multiple propuneri privind realizarea acestora în adresa instanțelor ierarhice superioare.
Universitatea Tehnică a Moldovei este una din instituțiile fericite de a-l avea în rândurile sale pe renumitul academician, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru al diverselor foruri internaționale de specialitate. Amprenta inconfundabilă pe care a lăsat-o la Universitatea Tehnică a Moldovei ne duce cu gândul la perioada anilor 80, când proaspătul doctor în științe fizico-matematice, care și-a susținut teza în 1980, după cum s-a vorbit în cadrul doctoranturii urmate la Institutul de Fizică Lebedev din Moscova, s-a afirmat în calitate de conferențiar la Universitatea Tehnică. În această perioadă, academicianul Valeriu Canțăr a obținut titlul de laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul științei și tehnicii, după cum știm, anul 1980, și a publicat diverse lucrări cu un impact înalt pentru comunitatea academică și științifică. Din anul 2005 a fost invitat permanent în calitate de președinte al Comisiilor de Susținere a Tezelor de Licență și Master pentru programul de studii Tehnologii Informaționale derulat la Facultatea de Calculatoare. Iar din 2010, angajat în funcție de profesor universitar la Departamentul Automatică și Tehnologii Informaționale, actualmente Ingineria Software și Automatică, unde a venit cu un curs inovativ Informatica Cuantică pentru studenții de la ciclu 2 de studii. Totodată, s-a afirmat în calitate de conducător a tezelor de licență și master. În perioada 2006-2015, perioada care eu l-am cunoscut mai din aproape pe domnul academician Canțăr, dumnealui s-a implicat în organizarea conferinței internaționale telecomunicații electronică și informatică. În această perioadă au fost realizate 5 ediții ale conferinței, care academicianul Canțăr a fost atât președintele Comitetului de Program, editor al colegilor de lucrări, raportor în ședințele plenare în toate 5 ediții. Vorbeam mai devreme că nu pot cu regret să mă laud că l-am cunoscut pe o perioadă foarte îndelungată, dar am convingerea că nu este necesar de o perioadă îndelungată ca să-l îndrăgești, să-l cunoști și mereu să-l urmezi pe acest om emerit. Multiple întâlniri pe care le-am avut în perioada organizării acestor conferințe au scos în evidență, pe lângă calitățile sale, ca savant cu renume, și calitățile academicianului Canțăr ca om. Foarte muncitor, onest, plin de devotament, binevoitor, iubitor de oameni și de tot ce este frumos. Cariera didactică și științifică pe care a urmat-o la Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și legătura permanentă pe care a ținut-o ulterior cu universitatea noastră, în calitate de șef laborator, director adjunct al Institutului de Fizică Aplicată, directorul Centrului Laboratorului Internațional, academician coordonator al secției științe matematice, fizice și tehnice al Academiei de Științe a Moldovei, academician coordonator al secției științe fizice și inginerești a Academiei Științe a Moldovei. Și, nu în ultimul rând, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, a lăsat în inimile noastre amprenta unei personalități distincte, cu realizări extraordinare și amintiri frumoase pentru posteritate. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim, domnule prorector. Mai există încă o dimensiune a activității academicianului cancer, cea din Uniunea Societăților Tehnico-Științifice. Îl invit pe domnul profesor Avornic ca să ne prezinte și acest aspect. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Academiei, dragi colegi, rude, onorată asistență, am niște emoții ca niciodată, mai ales când am intrat în sală, în primul rând să vă salut pe toți, că nici nu am salutat, m-am pierdut într-un fel. Nu mi-am scris raportul sau discursul meu, nu l-am făcut în scris, fiindcă l-am în memorie pentru totdeauna. Am să mă strădui în măsura posibilităților să nu repet ceea ce au vorbit antivorbitorii, dar majoritatea absolută dintre cei prezenți aici cunosc relațiile mele personale și a familiei mele cu domnul academician Cancer, care a fost un om de omenie, un om deosebit și a început această colaborare în anii 80. Eu îi spuneam, mă adresam la dumneavoastră tot timpul, bine, era și un pic mai mare ca vârstă, nu mare diferență, că ar fi făcut abia 65 de ani astăzi doar. Dar întotdeauna, nu știu cum simțeam superioritatea lui față de mine și el niciodată nu-mi permitea să mă adresez fie că Valeriu Gheorghe, cum era în perioada aceea, fie că domnule membru corespondent sau academician sau funcția pe care o ocupa, fiindcă mi-aduc aminte după ce soția a trecut de aici de la prezidiu, este domnul Bolog, atât de mult m-am bucurat că v-am văzut, colabora și în general cu Institutul de Fizică Aplicată, care era atunci unul, după aceea că Institutul de Inginerie, după mine, în mintea mea, eu sunt mai puțin priceput la capitolul ăsta, el era o enciclopedie, după cum îl numeam eu, el se străduia să pătrundă absolut în toate domeniile, inclusiv și în domeniul dreptului. Eu fiind un tânăr avocat la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, mi-am însemnat aici că prima relație a făcut-o cu domnul academician rădăuțan, Sergei Ivanci, cum îl numeam eu atunci. Am zis, băi, eu vreau să te iau la institut, să vorbești cu Bologa, domnul Culiuc a apărut un pic mai târziu, dar atunci eu țin minte că erați dumneavoastră, era rădăuțan, cine mai era? Dumitru Ghițu. Niște oameni deosebiți care au spus că noi acum, Ian, avem nevoie de tine, cum tu nu poți să-ți imaginezi, dar eu mă neînchipuiesc. Și poate un copil, după absolvirea facultății, să facă între asemenea personalități, că eu nu mai știam de la soție cine sunt ei, ce funcție ocupă, gradile, titlurile și așa mai departe. Și el spune că noi vrem ca tu să ne consulți în problemele de drept. Că a apărut o nouă colaborare și cu spațiul CSI și cu, în special cu România. Eu mi-amintesc că atunci încă la institut în deal, când era încă șef de laborator Cezar Terenci, tot cancer, țin minte, familia era unchiul lui, pare mi se dacă nu greșesc, că erau mai multe lume care era acolo. Eu atât de responsabil aveam o atitudine care nu pot să o redau astăzi, când îmi puneam însărcinări să pregătesc un contract sau să merg la negocieri sau să ne ducem în delegație oficială și asta doar în câțiva ani de zile, ne-am apropiat atât de mult că majoritatea, cred că cunoașteți, ne tutuiam. Eu deja, că el se supăra dacă îi spuneai dumneavoastră sau așa, îmi spuneam Valeriu, pur și simplu Valeriu și gata. Ca mai apoi să devină ceva normal, ceva firesc, să te adresezi așa, mai mult ca atât, ne-am cunoscut cu familiile, mergeam împreună la odihnă, am avut mai multe relații din viața lui privată, ceea ce mai puțin cunoscută, la care eu țin foarte, foarte mult. Mi-amintesc ultimele delegații în România, când cu Ministerul Apărării. El vroia ca eu să pătrund în problemele de specialitate a dumnealor, la care eu am spus că, Valeriu, hai eu cumva mai departe, mie îmi spui sarcina, eu trebuie să știu exact ce trebuie să realizez, ce trebuie să conțin contractul, ce interes să urmărește instituția, fiindcă erau, într-adevăr, era foarte greu, în primul rând, probleme de schimb valutar, dacă vă amintiți, la începutul anilor 90, atunci lei, dolari,
cupoanele noastre, mai târziu leii noștri, un milion de întrebări de ordin juridic la care ei mi le puneau în față, eu m-am străduit totdeauna să le îndeplinesc cu cinste. Întotdeauna am încercat să fac tot ce a fost posibil, el fiind pe cât de modest, că ați pomenit majoritatea absolută, e atât de bine pregătit în diferite domenii, inclusiv și în domeniul dreptului. El intra în esența contractelor. Puteți să-ți facă un milion de observații că n-ai făcut aia, n-ai ținut cont de asta, hai să schimbăm aici, la care nu puteai să nu cazi de acord, chiar dacă eu mă consideram la acest capitol un pic mai bun ca dânsul. Eu răspundeam de pregătirea unor probleme, poate nu atât de importante, după mine erau foarte importante, la care dânsul îmi făcea niște observații. Eu cu cea mai mare plăcere, dacă nu eram de acord, la fel îi reproșam, zic nu, aici nu poate să fie, și aduceam argumente, el se ducea și începea să caute, bine, nu era atât de bine pus la punct perioada aceea, nu erau atât de multe calculatoare, nu exista internetul, de acum trebuia să caute la bibliotecă, începea să se ducea și căuta pe reviste, se ducea acolo monitorul, dar monitorul oficial nu a apărut în primele numere noastre, erau încă acelea Uniunii Sovietice, erau acte normative din spații de acolo, dar e posibil, dar avem voie, dar se poate, începea să pătrundă în esența acestor lucruri. Mai mult ca atât, tot în perioada asta, eu nu știu, eu m-am uitat aici în program, nu este scris în sală, îl văd pe domnul profesor Evtodiev, dacă o să-i oferiți lui cuvântul, da, că eu știu că era propus, dacă nu, o să spun eu că noi am încercat, nu o să repet. Universitatea noastră, la fel, a avut multe colaborări. Sub conducerea lui a trecut de două ori acreditarea din partea Consiliului Național de Atestare și Acreditare. De fiecare dată a fost pe cât de bun, pe atât de principial. Vă spun cu toată sinceritatea, nu conta cine erau prietenii lui, nu era, el era și se străduia să îi împace pe toți. Uite, calitatea aceasta omenească, străduia să intre în voie la toată lumea. Spunea că nu se poate, de exemplu, mă rog, era o extremă, alta extremă, el întotdeauna se străduia să găsească așa o soluție ca să îi împace pe toți. Foarte des, probabil asta este și una din cauza, deoarece ne-a părăsit atât de vreme, că lua întrânsul. El era așa o fire când se străduia să facă bine la toată lumea, să nu-i ofenseze, nu cumva să spună ceva în plus. Măcar că mai spun încă o dată, destul de principial și destul de corect. Eu nu am cunoscut un om mai onest, mai cum se cade, ca Valeriu Canțăr. În viața mea el este un exemplu pe care o să mă strădui și în continuare să-l urmez eu personal. Ca specialist, vă spun cinstit, unde nu am fost institut, eu mi-amintesc că vineam tot seara după serviciu, că de regulă nu era comod. Starea academicianului Canțăr a început la Universitatea de Stat din Chișinău, actualmente Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Fizică din 2012, Facultatea de Fizică și Inginerie, și poate medalia Universitatea de Stat din Moldova. Și mă mândresc personal că, cum s-a menționat și în prelegerea domnului academician Sidorin, că sunt 72-77, și ne-am gândit că dacă venim astăzi, să venim și cu niște documente de arhivă. Astfel încât, cred că domnul profesor Holban cunoaște documentul ăsta, mai puțin dintre noastre, probabil l-au văzut, este ordinul rectorului Universității de Stat din Chișinău, numele V. Lenin, a absolvit cu succes universitatea în 1977. Și la pagina 23, dacă nu mă greșesc, paragraful 2, Facultate de Fizică, este documentul care atestă, de fapt, că domnul academician Canțăr s-a vorbit deja, a absolvit cu mențiune universitate, este primul în această listă. Deci, diplom să atlicem, calificarea fizician, profesor de fizică. Vreau să mai prezentăm aici, în primul doamnă decan, o poză. Este poza din 2012. Colectivul catedrei pe atunci fizica teoretică, actualmente departamentul fizica teoretică, numele academicianul Iurie Perlin, fondatorul catedrei fizica teoretică din 1952. Continuăm și în prezent tradițiile respective, deși nu este ușor, nu avem tineri care să
dorească, mulți tineri, dar ei sunt și pentru ei și trebuie să lucrăm în continuare. După cum este scris în acest slide, în 1999 Valeriu Cranță revine la catedra pe care a absolvit-o, la facultatea care a absolvit-o și din 1997 este profesor universitar. În poza aceasta, de fapt, mai vedem alte personalități care în perioada respectivă au activat la catedră, inclusiv profesorul Virel Enache, Dumnezeu să-l ierte și ne amintim cu pietate și de profesorul Enache, fiindcă când vorbesc de academicianul Cancer, mi-aduc aminte la catedră și discuțiile lor, discutau metamateriale, inclusiv ultima prelegere pentru prelegere publică la catedră, atunci când academicianul Cancer a organizat această lecție publică pentru concursul, pentru următorii 5 ani în funcție de profesor universitar la catedră. De fapt, a fost un discurs în care, iarăși am asistat la o discuție foarte interesantă între profesorul Virel Enache și academicianul Valeriu Cancer și alți colegi de la catedră. Am văzut și vedem și în rolapul respectiv și în ceea ce s-a prezentat până acum, revista Moldavian Journal of Physical Sciences. De fapt, vreau să recunosc și poate o fac pentru prima dată, unii colegi sunt aici martori, practic ultima mea discuție cu academicianul Cancer, care am avut-o la finele lunii martie 2017, a fost de fapt o profeție care nu mi-am dat seama atunci referitor anume la revista respectivă. Și domnul academician ținea foarte mult la Moldavian Journal of Physical Sciences și, de fapt, a spus, aveți grijă de revista respectivă, ea trebuie să continue, să apară și trebuie să apară la nivelul cel mai înalt. Și, de fapt, Universitatea de Stat din Moldova este cofondatoare acestei reviste. Noi rămânem în continuare cofondatoare revistei Moldavian, ca organizație, ca instituție, cofondatoare revistei Moldavian Journal of Physical Sciences și vom rămâne mereu și vom susține tot ce putem, inclusiv cu financiar editarea revistei respective. În continuare vreau să ofer cuvântul doamnei decan Valentina Nicoriș. Eu am să continui această prezentare. Deci, domnul Cancelor a lucrat foarte mult cu studenți, cu tineri specialiști și a citit la noi, la universitate, niște cursuri care aici sunt prezentate. Eu vreau să subliniez numai un lucru, că este aici în listă și fizica supraconductorilor și este o disciplină, un curs nanomateriale și nanotehnologii. Vreau să spun că anume, mie îmi pare că nu numai el, dar a fost unul din primii care au început dezvoltarea, cercetarea acestor materiale și acestei teme în Republica Moldova. A fost deja fotografie odată arătată, eu încă o dată arăt. Aici domnul Cancer, el a fost președintele Comitetului Olimpic Republican la fizică, el este aici între premianții și a fost coordonatorul la conferințelor republicane Eureka, care tot a fost legată cu fizica pentru tine în Republica Moldova. Academicianul Cancer a dispus cunoștințele lui, împărtășit tradițiile școlii fizicienilor din Moldova și în lume și aici este prezentată, cred că nu toată, asta precis eu știu, lista țărilor unde el a fost cu niște lecții și anume, în așa mod, a fost Moldova, a fost vestită în lumea cu fizica noastră. Acum eu vreau să subliniez că domnul Cancer a fost un foarte bun prieten și această foiță care eu țin acum în mână, aici sunt niște versuri care el cândva mie mi-a dat. Acum eu vreau să expun lui Valeriu aceste cuvinte. Не мор приятелей, не мор, морим шиной ин мартелор. Când târзи îngrozitor, într-una primulăjător chemat la patul tuturor. Mereu e de ales, ori-ori. Se rupe ața de măsor, tușesc segmentele în motor. Не мор приятелей, не мор, морим шиной ин мартелор. Și amintirile ne dor, не мор приятелей, не мор.
Vă mulțumim, domnul prorector, vă mulțumim, doamnă decan, pentru amintirile prețioase care întregesc tabloul și imaginea regretatului academician Valeriu Canțăr. Acum îi oferim cuvântul domnului doctor fizicianului Ion Holban, care a activat cu domnul Valeriu Canțăr atât în domeniul fizicii, cât și în cel din cadrul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare. Comisia Superioară de Atestare în Republica Moldova a fost fondată, dacă nu greșesc, în 1993 și domnul Ion Holban lucrează din prima zi în această comisie. Deci cu toate drepturile de veteran vă oferim cuvântul. Onorată asistență, vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră aici. Pentru mine, data de 2 aprilie 2017, a fost ca un tunet din senin. Am stat la serviciu până la ora 4 și când am ieșit de la serviciu, îmi spune omul de la ușă că vaș nacelnic umer. Naș nacelnic umer. Și m-am gândit că poate că el nu știe, de unde îl știe el, că șeful a... Deci a fost o doamnă aici și mi-a spus. Până acasă, până am ajuns acasă, nu am crezut lucrurilor. Este de acum când am ajuns acasă, mai multe persoane care din cadrul Academiei au început să mă întrebe ce asta e adevărat. Dacă vorbesc, înseamnă că e adevărat. Și mult timp, câteva luni, când trecem pe lângă cimitir, îmi părea că vreau să mă duc un hârlet și să-l scot, că el e sub pământ acolo. Când am plinit 60 de ani, eu am vrut să scriu un material despre academicianul Canțăr, dar am vrut un material o leacă altfel, nu în baza curriculum vitae. Am vrut din interior, am mai făcut și cu alți oameni de știință, din laboratorul de creație al omului de știință. Și am vorbit cu dumnealui și mi-a prezentat câteva fragmente, cum a ajuns el în domeniul științei. Și am găsit acolo niște lucruri, niște mărgăritare. Și vroiam ca să-l scot, să-l văd altfel pe omul de știință. Vorbesc despre faptul când s-a dus în clasa întâia, dumnealui știa să citească. Și când învățătorul, dar avea un învățător care avea studii la Iași și cunoștea psihologia copiilor și întreabă, zice, cine din voi știe literele? El a ridicat mâna. Ei bun, zice, o scris pe tablă, un T, dar l-a scris de mână. Dar el îl știa din carte. Și întreabă, ce literă e asta? Și el nu știe litera. Și atunci orgoliul lui de știe tot a fost spulberat. Și a văzut că trebuie mult să înveți ca să știi. Fiindcă adevărul vine din diferite părți, îl vezi din diferite poziții. De când eram mic, îmi plăcea să urmăresc cum evoluează oamenii ageri la minte. Am avut un coleg din școală, e medic, Alexei Cărlig, și am văzut, mi-a plăcut, e extraordinar, învăța numai pe nota 5 pe atunci. Altă persoană a fost Mihai Cimpoi, care nu e aici. Când am ajuns să fiu student la nici 16 ani la universitate, m-am dus la un cenacul de literatură. Și acolo l-am ascultat pe Cimpoi. Am văzut, băiatul ăsta are să facă minuni. Și într-adevăr am urmărit și așa este. Așa s-a întâmplat și cu Canțăr. Iar l-am văzut prima dată în coridor, aștepta să dea examene la doctorat. Am intrat în vorbă și am văzut, băiatul ăsta e tobă de carte, că el e cu 9 ani mai mic ca mine.
îi tot văd de carte și l-am văzut atât de ager în minte, la minte și îi spun, ai să dai examen aici, dacă ai posibilitatea să te duci la Moscova sau la Leningrad, pleacă, numai decât, că e alt mediu acolo. Și el într-adevăr a plecat. Am să începem la Universitatea Tehnică și eu îi mulțumesc domnului rector Ion Bostan că integrează știința tehnică cu cultura, cu artele și au făcut aici, au adunat oamenii de artă, sculptori, care au făcut mai multe statui. Și iată una din statui, gânditorul al lui Rodin acolo și nepotul când m-a văzut, a zis, bunelu, ia așez aici alături examen cu individul ăsta. Și mi-a făcut o fotografie alături. Zderciuc are mai multe sculpturi și el are și niște cuvinte extraordinare. În artă, dar eu zic și în fizică, trebuie să gândești ca un zeu și să muncești ca un rob. Vă spuneam despre cuvintele lui Confucius, că ce plăcut e să vezi cum cresc oamenii. Și iată, cancer, am vrut să-i fac o schiță de portret, o leacă mai altfel. Și eu încep cu aceea că e bun familist. De cât știu eu, el a avut grija familiei și altă parte, altă calitatea lui, avea o minte brici, foarte ascuțit. Un om de știință dublat de un om de cultură. Avea o capacitate de muncă ieșită din comun. Părea că pasiunea pentru știință părea că e mai mare decât cea a morții. Avea o privire de ansamblu asupra lucrurilor. Era în fond vulturi, îi plăcea să vadă lucrurile deasupra. Păcate, vulturi în știință, acolo mai prinzi iepuri, vulpi, dar în domeniul public, aici trebuie să mai prinzi și muștii. Ceea ce s-a întâmplat când era la cena domnul academician Gaindric, știi, când prindea și vulpi și iepuri, dar mai prindeau și muștii când vine cu judecată și până la urmă judecată și se termina cu nimic. Era un gurmand al informației. Permanent căuta informații nouă, voi vorbi mai departe, avea o mapă, mapa președintelui, unde tot ce se întâmpla cei mai nou, cei mai mari descoperiri, acolo era. Și era și pentru noi toți diferite articole care erau foarte utile pentru noi ca lucrători. Eu dacă aș lucra, aș consuma informația aceea pe care academicianul cancer a consumat în timpul vieții mie, mi-ar trebui probabil vreo 150 de ani. Dar ne-avea simțul noului, adulmeca noul. Era în domeniul fizic și de-am s-a spus ne-a prezentat în lume competent și destoinic, ca nimeni altul. Era un propagator neobosit al noilor cunoștințe. Grație domniei lui a vorbit academicianul Sidorenko la Institutul Dumitru Ghițu, au fost fondate două reviste, revista de fizică în limba engleză și revista fizică și tehnologiile moderne la care activez. Era un om cu dreptate și când era o problemă dintre, să zicem, un conflict, lua totdeauna partea pretendentului. S-a vorbit aici conferința că era, se numește, eu aș zice că este un om al luminii. Chiar după numele, Svetlana simbolizează zorii zilei, Sorin, soarele și Selina, lumină. Deci aici familia lui, Sorin e fiul și Selina e fica. Și iată aici familia academicianului cancer. Fizica a avut cel mai puțin de suferit în Uniunea Sovietică. A suferit biologia, informatica, dar de ce? Fiindcă în fruntea fizicii a stat un om deosebit, academicianul Capița. Și dumnealui avea un simț al umorului aparte, spunea așa că oamenii de știință se împart în 3-4 categorii. Ascuțiți la minte și las la fund.
mereu cu idei noi pe care le realizează prin puterea de muncă și răbdare de care ei dau dovadă. Ăștia sunt cei mai buni. Din categoria asta face parte Valeriu Cancer. Las la minte și las la fund. Pășunare, în nume. Păștiu prin institute. Nu sunt de niciun folos, dar nici nu dăunează. A treilea, las la minte și ascuțeți la fund. Ăștia sunt dăunători. Nu-și găsesc ca stâmpăr și tulburi colectivul cu vești proaste, cu zvonul și așa mai departe. Și ultimii, ascuțeți la minte și ascuțeți la fund. Periculoși. Nu și se află stâmpări permanent îmbră cu idei noi, năstrușni și pe care niciodată nu le realizează. Iată, din categoria asta, face parte, din prima categorie, face parte Valeriu Canță. Personalitățile cresc printre personalități. O mare personalitate pe lângă care a crescut Valeriu Canță este academicianul Ginzburg, laureata premiului două ori, laureata premiului Lenin, laureata premiului Stalin, laureata premiului Nobel. Am avut ocazia să-l ascult pe când eram student la Dubna. O minte de o rară, o rară minte și o libertate în gândire. Și o libertate în gândire, fiindcă în știință poate să facă lucruri numai cel liber în gândire. Ginzburg, academicianul Ghițu, avea relații foarte bune cu academicianul Ginzburg. Chiar când a fost la o conferință aici, Ginzburg a spus așa, că firele, asta e găina care va oa ouăle de aur. Și într-adevăr, studierea firelor, de visul, de alte materiale, într-adevăr, a dus la apropierea sezonului nanotehnologii. Noi am început cu academicianul Gaindrick să fim, să ne facem o echipă, să lucrăm în echipă, pentru că totdeauna este partea sinergetică când colectivul lucrează în echipă. Academicianul Valeriu Cancer ne aduna, ne fotografia, ne făcea agende, ne făcea calendare. Chiar mulți oameni din instituții vinea și întreba, nu aveți o agendă, nu aveți un calendar a Consiliului Național? Și iată aici o fotografie colectivă. Dumnealui avea grijă de știință. Mai greu, era permanent în mișcare, mânca pe apucat. Iată aici sunt trei băieți de la Academie, ambițioși și undeva într-un aeroport. Cineva mi-a spus să nu pun fotografia aceasta. Așa, viziunea academicianului Valeriu Cancer. Eu nu o să vorbesc detalii, că aici sunt foarte multe, activitate multilaterală și neobosită. Nu mai vorbesc că era reprezentantul Moldovei la Dubna, la Consilii Științifice, în membru a Societății Europene de Fizică, președinte al societății și așa mai departe. El, permanent, ne strunea cu colaboratorii. Ne cerea cu cinste și cu demnitate să fim sinceri când vorbim. Era o problemă extraordinară, fiindcă cum ne încărca cu lucru? Cancer nu ne încărca nimeni. Așa, disciplinarea instituțiilor. Permanent dorea ca instituții să fie disciplinate, să pună informația, să aibă grijă de colaboratori. Accentul punea pe dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Eu nu o să văd în detalii aici strategii, tehnologii, stabilirea priorităților, direcțiilor de cercetare. Orientarea științei spre necesitățile Republicii. Lucru care îl făcea academicianul Lazarencu, primul director al Institutului de Fizică, și care noi nu ne dădeam seama atunci. Orientarea spre problemele Republicii, fiindcă o parte din problemele care apar acum se trag de acolo, nu s-au atras atenție. Tezele să aibă substanță economică, educativă și culturală. Aici sunt cuvintele din agendele pe care le dădea academicianul Cancer, eu mi-am notat. Și acum le-am scos și am văzut că aici apare o carte întreagă despre reforma științei, cum ar trebui să fie o știință într-o țară normală care merge pe calea progresului.
promovarea noului. Vă spuneam de mapa președintelui. Acolo aveți articoli din nanotehnologie, medicină, în agricultură, lansarea primului satelit, proprietatea intelectuală, promovarea matematicii și ticului. Își dă de seama că matematica și ticul are o importanță foarte mare și de ce atrage o atenție deosebită acestor două domenii și susținerea tezilor chiar și prin Skype, participarea recenzenților, nu numai decât să fie fizic acolo, prin Skype, angajarea în cotidian. Asta nu era obligație de lucrătorilor Consiliului Național. Participarea la expoziții InfoInvent, fabricată în Moldova, Anul Luminii, Noaptea Cercetătorului, din Chiet, acorduri cu AGP, cu Ministerul TIC și așa mai departe. Deci, vizibilitatea instituțiilor. Foarte mult insista ca instituțiile să fie, activitatea lor să fie vizibilă, să aibă fiecare site-uri. Și publicarea referatelor tezelor, doctorat în două limbi, română și una de circulație internațională, analiza comparativă cu situația din alte țări, promovarea imaginii științei și a instituțiilor de cercetare, lucruri care făcea el chiar însuși făcea mult, modernizare sferii CDI. Atrăgem o atenție foarte mare autoadministrării, autoconducerii, Consiliul Doctoranților. Am umblat și am organizat acest consiliu, am făcut regulament și așa mai departe, cunosc lucrurile astea din interior. Consiliul Conducătorilor de Doctorat vroia să facă, ghidul expertul, ghidul conducătorului de doctorat, de sus până jos vroia să fie ghiduri ca mai puțin să angajeze în lucru de rutină cercetătorii, fiindcă cui nu-i lene vine cu instrucții să mai fac și cel. Accesul deschis la informații, la informația de știință, el a făcut registrul persoanelor care dețin grade și titluri științifice, registrul conducătorilor doctorat, registrul revistelor, experților și așa mai departe, preconiza un registru a cercetătorilor din diasporă. Transparență maximă. Multe rubrici acolo pentru care atenție pseudoștiință, întrebări provocatoare și multe alte, lupta cu corupția, plagiatul, asta era tot o chestie care era de prim rang la Consiliul Național, dar cel mai deosebit era internaționalizarea științei. Noi suntem o armată care, națională, care suntem încadrați în armata mare a științei mondiale. Însușirea practicilor bune. Ia uitați ce se face în Coreea. 4% și 4,2% din PIB. 15% din economia. Ne aduce și urmăriți ce se face în lume. Ce se face în Obama a dublat investițiile în 4 ani. În SUA au funcția de manager al științei. La chinezi doctoratul în inginerie primează. În Rusia, utilizatorii au acces liber la 700.000 de teze. Ne mobiliza ca să ne uităm, să nu fim izolați. Orientarea la piscuri, situații, instituții de excelență, universități elitiste și așa mai departe. De exemplu, am împărțit doctoranții, ei avea doctoranți hoinari, care vin la lecție, nu vin doctoranți amărâți acolo și doctoranți răsăriți. Să ne orientăm la doctoranți răsăriți. De exemplu, chiar am urmărit, era beneficiarii burselor de excelență și acolo sute de, și am avut mult ca să urmăresc când ajung ei susțină tezele. Și am constatat că peste ani bursierii ăștia au 80% din întrânși ei susțin tezele. Deci dacă faci o selecție mai bună și mai susții financiar, rezultatele deodată apar. Grija față de viitor. Moldova Știința 2020, 2030, chiar să gândesc persoanele din diasporă să le aducă aici, să le dea niște burse de 2.000 de euro pe lună, așa vorbea dumnealui, și a-i întoarce acasă. Cu
cum de integrat chiar și cercetătorii din Transnistria. Sporirea calității potențialului oameni. Oameni responsabili, competenți, inițiativă, opțiuni. Comunicarea cu comunitatea științifică. Permanent să comunicăm. Să îmblăm la adunări, face întâlniri cu rectorii, cu colectivele instituții, cu conducătorii de doctorat, cu comisiile de experți, cu beneficiarii bursurilor de excelență, cu boboșii, cu cinstirea înaintașului, celebrarea personalității și așa mai departe. Ce legătură, feedback, da, nu am grijă, cum sunt feedback, diferite sondaje cu doctoranțe. Mai eu am făcut vreo 4 feluri de sondaje și credeam că ele nu sunt nici de un folos. Dar când am pus aceleași întrebări, de exemplu, doctoranțul și conducătorul de doctorat, cât timp se ocupă cu conducătorii cu voi și conducătorii. Și am văzut că în fața coalei de hârtie sunt onești și doctoranții și conducătorii de doctorat. A fost pentru mine o mare surpriză. Asigurarea calității, cuantificarea. Și aici e o problemă, cuantificarea și contorizarea rezultatelor științifice. Relevanța studiilor de doctorat. Aici era ca o interfață între știință și educație. Acum, când am fost odată în Germania și am cumpărat două statuiete mici a lui Schiller și Goethe. Ele erau depuse într-una sare și într-una piper. Deci Schiller și Goethe e sarea și pipierul națiunii germane. Și mi-a plăcut lucrurile astea și notam în agenda aceea care o aveam, îmi notam și momentele așa mai deosebite cu... Pentru că voiam să văd un om real. Și dumnealui avea o vorbă așa, dar ca înțărtați și voi considerați că nu trebuie de făcut. Fiindcă era foarte multe sarcini care nu veneau direct lucrătorilor de acolo. Și o le-anumită este ca înțărtașii. Că el nu tăcea, dumnealui nu tăcea. Este o posibilitate de anunțat că existăm, că mai fosăim. E o foarte bună expresie. Și iată mai multe aici, scos de la evident suflete moarte, avea... Cicălitoare, nu inventați biciclete, mai urgent de sărit de pe scaun, ține vorbe mai mulți bani, și așa mai departe. Autocritici. Eu nu sunt Dumnezeu, nu am răspuns. Să gândim niște indicatori și să încercăm pe pielea noastră, fiindcă ușor să gândești niște indicatori pentru alte instituții, dar nu pentru... În lipsa mea treburile au mers bine. Deci, să revenim la oile noastre. Capul meu e și el bătrân. Uite. Și mintea mea e cu mult îmbâxită. Treziți-vă și cu mine și eu adun pe anumite sectoare. În formă de proverbe. Foaie verde și apucioară de la moară, am schimbat gâsca pe găină și așa mai departe. Obraznic mănâncă praznic, închide ochi ca fata cea mare care vrea pupată. Asta despre anumite cazuri acum. Erau și replici și cu replică. Am colegii aici și eu aș putea să numesc cine a dat replica, dar nu, dumnealui nu ne ataca. Chiar după replica asta, o trece cu vederea și nu era persecutat persoana dată. De ce sunt atât de puțini azi? A dat gripa aviară în voi, replică cineva de acolo, de la ședințele noastre, gripa porcină. Săptămâna viitoare plec la Moscova pe 2 zile și scăpați de mine. Așa de puțin, numai 2 zile. Ce trebuie să putem? Viagra. Ei, și așa mai departe. Povățuitare, sintagme, din ieșit din monotonică, lenea poate fi tratată și sintagme, comisii cârpiți, colhozuri de consultanți, specialități orfane, alientații sistemului. Acum, toate acestea concertate, eu am încercat să le vizaport ceva, de a mă vine, mă încăsam noi. Și iată aici Consiliul, dumnealui spune că aici eu am ridicat valurile. Și aici e Consiliul Național pe valurile ridicate de academicianul Cancer. O expresie, am mâncat, nu mai știu câte mămălici. Și pare-mi se, înainte de anul nou, am făcut lucrul ăsta și am pus și mămăligile astea, că mămăligile pe care le-a mâncat academicianul Cancer. Eu nu vă pun să lucrați ca boie în doade. Și am găsit un
o caricatură aici, care... Așa. De-a lui prea multe documente erau acolo. Să facem și noi o ghilotină, ea crește. Reducerea de hârtii, de hârțaje, reducerea numele de documente. Sloganul nostru trebuie să facem și noi o ghilotină. Și cineva în sală, ura, cine va avea ghilotină. Și aici, iată cum o ghilotinează pe cineva, nu știu cine, pe care instituție. Și mai avea de-a lui o vorbă, plagiatul este o coadă educației. Fiind la Kaunas, în Muzeul Drașelor, am găsit aici, l-am găsit pe academicianul Valeriu Canțăr, coada educației Vrasotaia, acolo și... Ei, și asta, eu vă mulțumesc pentru atenție și cred că v-am prezentat un om oleac și cu sare și cu piper. Vă mulțumim mult! Eu îmi cer iertare că v-am răpit din timp. Vă mulțumim, domnul Holban, pentru prezentarea foarte spirituală. Deci îl invit pe domnul doctor habilitat Igor Evtodiev, discipul al academicianului Canțăr. Bună ziua, stimate președinte, mediu academic, familii și prieteni, toți care l-au cunoscut pe Canțăr, nu au limite în desăvârșire atât pe domeniul academic cât și pe domeniul social. Eu am să mă refer la activitate din ultimii 15 ani în ceea ce ține de interacțiune, promovare, viziune și dezvoltare. Ca și fiecare de noi, răposatul ex-academicianul Canțăr a avut urcușuri și coborâșuri, a avut prieteni și mai puțin prieteni. De ce? Eu am avut o interacțiune diferită decât mulți alții din dumneavoastră, dat fiind faptul că drumurile noastre s-au intersectat pe activități olimpice, începând cu anii 2004-2016, pe activități științifice și nu doar. Din spusele dânsului cunoșteam cum să mă dezvolt ca om. Deci era cel care mereu ghida activitatea, atât didactică cât și cea științifică, iar pe parcursul anilor 2004-2015, dânsul ca președinte a Societății Fizicienilor de Republica Moldova, era mereu la activitățile de științe, fizică, chimie, biologie, seniori, care se organizeau o dată în an, și la cele de fizică, olimpiade republicane. Întotdeauna venea cu premiile Societății Fizicienilor către copii și era cel care stabilea legătura dintre generația tânără și viitoarea lume academică. De deseori când mă întâlzeam, dumnealui avea o binețe și binețea lui începea cu aceea: ce face Enciclopedia Caraman? Enciclopedia Caraman în viziunea dumnealui însemna că... Eu l-am întrebat să tălmăcească această expresie, a spus că el este unicul, exclusiv, cel mai bun experimentator în Republica Moldova și are un profund respect față de această persoană. Și văd că Mihail Ivanович este aici, nu i-am spus niciodată despre acea viziune pe care o avea Valeri Gheorghe la adresa dânsului, îl stima și purta un respect profund față de abilitățile și cunoașterile în fizică experimentală. A fost un fizician teoretician, dar a fost acel fizician care a știut foarte bine să respecte experimentul și să-l pună în capul mesei. A fost în formarea mea ca persoană numărul 1 prin problemele care mi le oferea și soluțiile care le punea în termen. Deci așa o experiență de viață am câștigat-o alături de fapt de ex-răposatul Ghițu, unde întotdeauna, după ce terminam serviciul de la Universitatea de Stat, le făceam o navetă la Institutul Academiei de Știință, acolo unde îl găseam mereu în lucru pe răposatul academician Ghițu și, nu în ultimul rând, era ușa deschisă și la Valeri Gheorghe Canțăr. Am avut multe de învățat prin faptul că
spunea că cea mai bună învățătură pe care o are dumnealui în viziune este aceea că să te arunci în apă și să înveți singur a nota, dar nu teoria notului să o predea cineva în cabinet. Deci asta a fost principiul fundamental pe care el mi l-a expus și a zis că tu vei fi unul din cei care te voi împinge să noți acolo unde nu poți nota. Și depinde de tine cum vei ieși de acolo. Deci această viziune a demonstrat-o pe parcursul mai multor interacțiuni cu dumnealui, interacțiuni mă refer și la nivel de familie, vizite cu sănătatea la sanatoriu pe care dânsul le-a avut de mai multe ori. Nu m-am comunicat că eu mă aflu la Călăraș și era suficient că trebuie să fac o vizită la sanatoriu să mai discutăm probleme științifice pe seama tezei care o dezvoltam în 2009, teza de doctor habilitat la care mi-a fost și consultat științific. Un lucru foarte interesant a fost și atunci când era omul exactității, dar îi plăceau jocurile de loterie. Deci încercări de a trage la sorți. Astea noi am desemnat, poate eu aici nu mi-amintesc că era la CNA prezent unul din academicieni, poate în această sală este, eu nu l-am cunoscut și n-am știut numele. Însă așa a fost soarta să fie, când Valeriu Gheorghe zice, era teza lui Dumitru Untilă atunci în dezvoltare și zice, ai un căciul cârlan, ne-a pune aici cu șna să tragem la sort, cine va fi conducător și cine va fi consultant. Dar va face, și a fost numit acel academician care din păcate eu nu-l mai cunosc, dacă este atunci aș vrea să discutăm clipii de amintiri frumoase. De altfel, Valeriu Gheorghe, în viziunea mea și în rolul meu de viață, a fost o referință academică și acea referință academică, altarul științific al cărei era, de fapt, Academia de Știință, a stat baza succesului meu în dezvoltare atât profesional științifică cât și didactică. Rolul Academiei de Știință a fost pentru mine foarte important prin faptul că aveam la ce să tind, să mă dezvolt, iar aici și lângă acea instituție de valoare sunt și câteva referințe de profesori și universitari, inclusiv academicieni. Cunosc detalii pe care dânsul mi le destăinuia atunci și bine cum a evaluat alegerile la, și cum a eșuat în discuții despre eșecurile dânsului, de cine au depins din partea unor din fizică. Și de aceea zic că dânsul a avut atât un aspect pozitiv al vieții, cât și aspectul celălalt, de partea căruia nu-l comunica oricui și oriunde. Sunt multe de povestit, eu știu și partea întunecată din viața activității dânsului și în spatele căruia stau și numii concret de oameni, însă el a fost acel care ținea la Universitatea de Stat, însă una din replici era că Universitatea de Stat nu o să ofere studenți care să-i crească ca savanți pentru Academia de Știință și unul din viziunea proprie pe care dânsul a lansat-o, să creeze o facultate împreună cu Centrul Științific din Coreea, să creeze o facultate de fizică de alternativă pentru care să poată excala tineret către Academia de Știință. Și iată, odată el m-a invitat și mi-a spus că această universitate va fi Universitatea Constantin Sterii, iată, eu voi fi decan și acolo va urma să fie creată o facultate pe nanotehnologii cu suportul integral a coreienilor. A fost și o delegație din Coreea, a fost ex-discipoli a dânsului care se avea o cercetare în Coreea și iată, acel scop pe care el l-a pus, clar că mi-a fost pusă și o sarcină de muncă în spate, pe care am reușit cel puțin la etapa respectivă să o ducem cu succes până la sfârșit. Și în forma aceasta la Universitatea Constantin Sterea, alături de metode fizice de expertiză în domeniul expertizilor judiciare, în frunte cu președintele Senatului acel timp, profesor Avornic, a fost conceput acea facultate pe care planurile au fost acreditate, a fost acreditate specialități inginerești, a fost stabilit colaborări cu Coreea pentru dezvoltarea
domeniului din nanotehnologii, însă soarta omului a fost legată de o cifră de 5, care pe de o parte cifra 5 i-a fost în escalare de succes, iar pe de altă parte cifra aceasta 5 i-a jucat și ghinioane. Dacă s-o urmăriți curiculumul și autobiografia, o să observați că, de fapt, toate activitățile de lauri și de frunte sunt legate de 5 și multiplul lui 5, cam acolo s-a întâmplat în viața academicianului Cancer. Și dacă s-a întâmplat evenimentul tragic la data de 2, atunci, practic, tot acel 5 zile noi au ajuns ca să fie și la susținerea tezei a ultimului doctorant, Dumitru Untilă, care a susținut teza pe 7, respectiv aprilie. Și iată, acel 5, observăm că în viața dânsului de activitate s-a legat sub diferite aspecte. Am avut interacțiuni unde el a zis că odată ce te-ai urcat și vei merge și pe linia aceasta de doctor habilitat, ține minte primul lucru ce vei avea. Vei avea lovituri și să nu crezi nimănui care zâmbește în față, fiindcă mi-a dat niște pilde și din viața dânsului. Și am ascultat eu cu atenție, însă n-am mai trăit eu prin sine ce ar însemna aceasta. Însă în interacțiunea activităților, le-am resimțit pe sine ce înseamnă promovare sau ce înseamnă să pronunț odată numele Cancer. Deci aceasta o primă încercare a fost când, știți, viața este o continuă concurență, o luptă voitoare și prima replică pe seama numele Cancer atunci când am considerat de cuvință că este demn de a fi înaintat la concurs director la Universitatea de Stat din Moldova și am luat și eu de cuviință să înaintez candidatura dânsului, pentru care facultatea s-a pronunțat pozitiv. Fiind, multe lucruri sunt cu consecințe de formă și de altă formă, însă el m-a învățat să fiu foarte îngăduitor la atacurile tuturor celor care stau mai aproape de tine. M-a făcut să fiu răbdător în multe aspecte și să pot depăși multe invidii, mai degrabă omenești, pentru care sunt recunoscător întregii comunități științifice, fiindcă și cei care au făcut bătăi de cap odată Academiei de Știință ca să fiu retras la premiul Andrei Andrieș în 2017, vineau tot dintr-o invidie. În acea etapă, Valeriu Cancer n-a mai fost să poată expune cu părerea celor care nu cunoșteau activitatea, dar este frumos atunci când rămâne doar lucruri de bine. Deci acele lucruri de bine, Cancer le-a croit de la generația de elevi de la clasa 6 până la generații de academicieni care a stat alături de umărul și nevoile fiecăruia. Pe linia noastră îngustă de reprezentat al comunității fizicienilor în susținerea activităților olimpice, am avut multe de învățat și anume din eșecurile pe care și dânsul le-a avut, a avut eșecuri că el a fost unul din cei care foarte mult a insistat ca Olimpiada Internațională de Fizică în anul 2017, care urma să fie organizată în Republica Moldova, în care el era desemnat ca președinte a acestui concurs mondial de peste 85 de țări din lume, urma să fie desfășurată în Republica Moldova. Și în acest aspect cunoaște cel mai bine domnul profesor Avornic rezistențele care au fost la acea etapă. De acum Valeriu Gheorghe le-a trăit odată, dar au fost probleme foarte, foarte, foarte mari și atât aici a fost un filtru foarte clar unde el să numească cine sunt prieteni și cine sunt făsarnicii. Deci numii el le-a numit în contextul ăsta cu Universitatea de Stat, atunci păcat că nu vrea să ia vectorul acesta și a zis că Universitatea de Studii Economice, Universitatea, deci la, în mod deosebit, domnul rector, pot să vă spun că v-a fost un prieten deosebit, iar Universitatea lui, a zis dumneavoastră, a fost mâna dreaptă a dumnealui. Și a zis că s-a ajuns ca Universitate de Studii Economice să mă susțină mai mult în activitatea unei olimpiade internaționale de fizici. Ce e în spate acolo, nu știu. Dumneavoastră cred că știți mai bine.
dar de fapt Ulimu l-a caracterizat Prosper în ajutor și urma ca să fie atât trei universități, Stere, Ulimu și Universitatea dumneavoastră, ca membri parteneri care se fac o universitate de o Olimpiadă Internațională de Fizică. Universitatea de Politehnic la acel moment, dumnealui a zis că aceasta este o universitate care în momentul potrivit se racordează și el știe susținerea 100% că va fi, dar iată n-a mai ajuns să materializeze aceste gânduri și Republica Moldova ieșua de pe acest platou cu pondere internațională. Deci ea zic că nu înseamnă dacă ești academician sau ești un prim-ministru sau președinte de stat sau mai știu eu, nu știu cine, cu demnitate și funcții de răspundere, că ai putere și ești Dumnezeu și le faci pe toate. Deci ea te-am regăsit la domnul Holban aici tate care tocmai erau verbalizate de dumnealui. În momentul de față rămâne doar să ne amintim de faptele bune, de lucrurile care le-au reușit și pe care nu le-au reușit. Mi-a spus ca pildă că niciodată să nu e pilda mea ca familist, o să că el a fost un familist foarte rău, o să că nu poți fi între același timp și bun savant și bun familist, o să că el a furat timpul și l-a schimbat cel din familie cu cel de pe cercetare. De fapt, o zis că este greu să combine aceste aspecte, dar când s-a născut fiica, el a zis că eu m-am născut în Imperiul Sovietic, pe nota 5, sistemul de notare, și m-am născut pe data de 5. Dar știa momentul acesta. Și el a zis că era într-o relație deosebită de bună cu soția, cu Silvica, și deseori când făceam naveta, el m-a surprins că eram în mașină, dar eu discut acolo și întotdeauna primul lucru zicea, cheamă soția din mașină fără să mă întrebi, este ea acolo ori nu. Și eu zis o condiție că să nu naș cumva pe data de 5 pruncul ăsta, fiindcă de acum am trecut la sistema de 10 baluri. În așa un context se reflectă ideea că era și un umorist foarte potrivit, un umorist deosebit, deci eram în situația de relație de familie în care dânsul le punea foarte cu sens. O altă interacțiune deosebită a fost de pe Uniunea Societăților Tehnico-Științifice, unde a fost și președinte. Am avut noi onoarea, cum este profesorul Gheorghe Vornic. Acele instituții academici care sunt partenerii acestei uniuni cunoaște despre mărimeția și bunătatea sufletească pe care dânsul o manifesta atât la nivel colegial cât și la nivel. Credem că vor fi conferințe clasice științifice în memoria Valeriu Cancer. Aceasta ține nemijlocit de comunitatea fiecărui și aperturile de cercetare a fiecărui institut sau printr-o cooperare. Cel puțin la nivel de idee este ca să fie totuși numită societatea, Uniunea Societății Tehnico-Științifice și să fie numită în numele lui Valeriu Cancer. Știu că este o problemă în care se discută cu familia încă. Vedem cu Doamne ajută cum se vor evalua lucrurile, dar a fost un om de omenie, a fost un savant de invidiat atât pozitiv cât și mai puțin pozitiv, deci pozitiv de cei care nu aveau tangența nemijlocită în profil și specialitate și mai dificil de cei care erau, dar concurență nu a avut. Mulțumesc domnului președinte că a găsit putința să ne întâlnim la o așa zi de naștere, în ghilimele, pe care am trăit-o noi cu toții astăzi în lipsa omagiatului și vă amintiți că sunt fețe foarte multe, atât la întrunirile festive pe parcursul zilei, cât și la întrunirea de masă pe care a organizat-o, dacă vă amintiți sau mai puțin vă amintiți, asta e familia Vornic, care a stat mereu în mâna dreaptă al Valeriei Gheorghevici și acea masă de respect față de întrunirea omagiaților și întâlnirea mesienilor a fost cu suportul acestei familii. De aceea eu pot să vă confirm încă o dată că între aceste două familii a existat un raport mai mult decât de suflet, un raport și stimă și respect la nivel profund. Ce este și aici aspectul de invidiat? Invidia are și partea bună și partea rea, deci, dar este totuși făcut pe muncă. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți în putere și purtați cinstea și onoarea ex-academicianului Valeriu Cancer și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc!
domnul președinte. Vă mulțumim, domnule profesor. Vă invit pe doamna Tatiana Rotaru la microfon cu o viziune mai jurnalistică asupra omului și savantului Valeriu Canțăr. Stimată asistență, astăzi s-a vorbit destul de desfășurat despre activitatea științifică a academicianului Valeriu Canțăr. Pe mine m-a impresionat, dar nu știu unde să spun. Este asta. Pe mine m-a impresionat, aflându-mă la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, un alt aspect al vieții sale, poate mai trist, despre care au evitat, poate era și cazul, au evitat antevorbitorii mei. Această situație a fost determinată de mai mulți factori, concurență, invidie, luptă pentru putere, care până la urmă l-au condamnat la trădări, singurătate, suferințe pe care le observăm dintr-o parte. Bine, eu trec, n-am să fiu rea, nu vreau să fiu tare rea astăzi și trec la textul meu care l-am spus, dar e posibil să alunec la unele exemple. Pe talentatul om de știință, fizicianul Valeriu Canțăr, l-am cunoscut acum 25 de ani, în blocul prezidiului HME, avea pe atunci 37 de ani, era un tânăr doctor habilitat, afirmat în știință, cu un viitor părea luminos. Îi plăcea să se întrețină cu jurnaliștii când îi se solicita o opinie sau un interviu. Am avut suficient timp să mă conving de acest lucru, activând pe atunci în cadrul centrului de presă al HME, aproape două decenii. În preajma lui Valeriu Canță se aflau niște personalități notorii academice care îi ghidau cariera științifică, îl susțineau în ascensiunea sa. Printre aceștia, i-aș putea nominaliza pe academicienii Dumitru Ghițu, Mircea Bologă, frații gemeni Vsevolod și Sviatoslav Moscalenco. În contextul dat, l-am putea nominaliza și pe președintele HME Andrei Andrieș, de la științele socio-umane pe academicianul Silviu Berejan, care știa că tânărul fizician s-a întors de la Moscova cu un bagaj impresionant de cunoștință în domeniul istoriei, literaturii și culturii noastre naționale, câștigându-le astfel respectul filologilor. Întreținându-se cu băieții de la Institutul de Limbă și Literatură pe tematica de cercetare, Valeriu Canțăr continua să evolueze ca o personalitate științifică polivalentă. Despre acest moment din biografia sa a scris cu lux de amănunte doctorul habilitat Anatol Gavrilov într-o scrisoare deschisă publicată în hebdomadarul Săptămâna. Citez. Considerația mea față de domnia voastră se trage cu mult înainte de a deveni academician. De atunci, când erați un tânăr doctor, întors de la un prestigios institut moscovit, ați căutat o apropiere cu filologii de la Institutul de Limbă și Literatură, cu mult înainte de începerea luptei pentru grafia latină și reîntregirea moștenirii noastre literare. Am încheiat citatul. Pregătirea către noile alegeri
în Academia de Științe a Moldovei avea loc pe valul de renaștere națională, miza fiind noile cadre științifice pregătite în centrele științifice de excelență ale URSS. Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Harkov. Astfel, Valeriu Cancer deja s-a menționat, Liliana, dă-mi-apă, te rog. Astfel, deja a menționat președinte, mersi aici. Deja a menționat domnul președinte Ion Tigineanu că Valeriu Cancer deja la 40 ani devenise membru corespondent, la 45 academician, avea o perspectivă de invidiat și părea că totul în viața lui va decurge perfect. La 5 februarie 2004, această dată a fost deja pomenită, chiar de ziua lui când împlinise 49 de ani, academicianul Valeriu Cancer a participat la alegere pentru funcția de președinte al HME. Promovarea lui la acest scrutin a întruchipat speranțele unei bune părți a societății, a societății academice în realizarea unor reforme veritabile, ținându-se cont și de criteriile morale, ca responsabilitatea, devotamentul și profesionismul liderilor din cercetare, cărora le-au fost încredințate destinele științei. O instituție academică pe drept trebuie să devină exact ceea ce este scris pe frontispiciul Academiei Române, simbol al spiritualității, forum al consacrării și spațiu al cercetării. Dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. La alegerile din 2004 s-au implicat strâns politicul și cu interesele de grup și astfel ele au decurs pe un făgaș dorit de autorități. Valeriu Cancer a pierdut alegerile. Nu vreau să insist pe acest subiect și nici pe alegerile din 2014 care s-au desfășurat în mod agresiv, recurgându-se public la ofense și provocări împotriva unor candidați la funcția de președinte. Un prieten de-a lui Valeriu Cancer, după ce și-a exprimat opțiunea cu mult patos pentru fostul președinte, i-a zis cam în batjocură: ei ce, Valeriu, lasă să ducă la CNA, la doctoranzii lui. Valeriu Cancer, profund emoționat de aranjamentul acestui spectacol electoral, și-a retras candidatura și a plecat la CNA, la doctoranzii săi, precum i-a fost sugerat. Emoțiile, vreau să subliniez, i-au atins și pe alți participanți de la acea adunare de tristă pomină. La 2 zile a decedat subit neurologul academician Diomid German, care a luat cuvântul în susținerea lui Valeriu Cancer. Un coleg de breaslă a specificat mai apoi că dânsul nu trebuia să meargă la alegeri. Revin la subiectul Valeriu Cancer, o viață de sacrificiu pe altarul științei, căci astfel mi-am intitulat comunicarea. Desigur, într-un fel, acele de la alegeri de la HME i-au marcat viața, dar nu și activitatea de cercetare. Cercetarea ca domeniu și profesie a însemnat totul pentru el. Acesteia i-a acordat integral timpul său, viața, aici se simțea în largul său și împlinit. Despre aceasta s-a menționat. Am scris nu o singură dată că ziua de muncă academicianului Valeriu Cancer începea cu ora 8 dimineața și se termina la 21-22, fapt de asemenea menționat. Voi specifica doar că 13-14 ore de lucru pe zi e un program prea mare, prea încărcat, prea epuizant. Poate avea un respiro președintele CNA în zilele de duminică,
căci sâmbăta o rezerva pentru orele cu studenții și întâlnirile cu doctoranții săi. Poate că avea un program mai liber și în deplasările pe care le avea de două ori pe an, câte o săptămână, la Dubna, regiunea Moscova, unde prezida de două ori pe an ședințele Comitetului Internațional de Expertiză și Consultanță în domeniul fizicii stării condensate din cadrul Institutului Unificat de Cercetări. Las că eu ajung. Mersi. Acest comitet, care era reprezentat de 15 state, inclusiv de România, a fost condus de reprezentantul țării noastre, de Valeriu Canțu, pe parcurs de 8 ani, până la sfârșitul vieții sale. Cred că aici se simțea în largul său, nu simțea acea concurență, invidie, nu știu cum să mai zic, răutate umană și altele. Dorința de a veni în știință a prins contur încă de anii de școală, în special în clasele superioare, când pe de o parte gustul de a cunoaște și de a afla lucruri noi avea o ascensiune constantă, pe de altă parte s-a conturat potențialul de a găsi soluții la probleme. Dar obiectivul respectiv, desigur, s-a format deja în anii de facultate, fiind influențat în primul rând de realizările extraordinare ale fizicii din a doua jumătate a secolului 20, care pas cu pas a schimbat și schimbă în prezent evoluția civilizației în continuare. Meditând asupra vieții și activității sale, Valeriu Canțăr o încadrează în niște spații măsurate în kilometri, pornind de la baștina sa. Le voi aminti doar. Însă explicația e următoarea. După cum Universul a pornit de la un punct singular, având ulterior o evoluție inflaționistă ajunsă azi în faza de accelerare, la fel și omul pornește de la un punct, kilometrul zero, adunând cu timpul anii pe care îi numește ani lumină. Copilăria, școala primară din sat, a și constituit, metaforic vorbind, kilometrul zero al copilului Valeriu Canțăr. A urmat apoi transferul la școala de 8 ani din Recești, satul vecin, amplasat cam la un kilometru departare. Școala medie numărul 1 din Cotiujeni, Cotiujenii Mari, este următoarea iscală pe itinerarul studiilor lui Valeriu Canțăr, situată la 10 km de la Baștină. Urmează kilometrul 100, orașul Chișinău, în anul 1972, când medaliatul cu aur Valeriu Canțăr a susținut un examen și a fost acceptat ca student la Facultatea de Fizică a USM. În anul 1977, Valeriu Canțăr a devenit doctorant la faimosul Institut de Fizică Lebedev din Moscova. Astfel, la kilometru 1000, a realizat teza de doctorat în Departamentul de Fizică Teoretică, condus de academicianul Vitali Ginzburg, laureat al Premiului Nobel, autor al teoriei Ginzburg-Landau. În metropola rusă, fizicianul moldovean a cunoscut și alte somități ale științei și intelectualității ruse, precum academicienii Piotr Capița, Leonid Kelgi și Andrei Saharov. Dar dacă ne axăm pe kilometrii parcurși de academicianul Valeriu Canțăr în căutarea tainelor frumoase ale fizicii și a formării lui intelectuale, vom menționa că deplasarea de la Durban, Africa de Sud, a avut și ea o semnificație aparte. Aici, în 2005, s-a întrunit un forum mondial al fizicienilor și a fost atinsă cota de 10.000 km departare de la Baștina.
Acest indicator a coincis cu aniversarea sa a 50-a, vârsta care i-a atestat maturitatea profesională, deschiderea unei noi file a vieții, într-o nouă perioadă marcată de centenarul descoperirilor lui Albert Einstein, care continuă să fie actual, studiat, admirat și popular, nu doar în rândul fizicienilor, dar și a celor care au o anumită pregătire științifică și un nivel de cultură. Kilometrul 10.000 a mai fost atins în 2015, adică peste 10 ani, când academicianul Valeriu Canțăr a vizitat un șir de universități și institute de cercetare din Coreea de Sud. Dar să trecem de la fizică, regina științei, din nou la proza vieții. Am amintit la început că lupta pentru putere în cadrul HM a decurs de la 2004 încoace cu metode nu tocmai ortodoxe. Era un fel de reflexie și a ceea ce se întâmpla în afară ei în societate. Dar referitor la academicianul Valeriu Canțăr, voi mărturisi, așa să mai trec peste text, că a avut multe neplăceri, lovituri sub centură, să zicem așa. Mă rog, nu întotdeauna avea considerația respectivă. Un simplu exemplu. Pe parcursul unui deceniu și ceva, s-a organizat în cadrul OŞM concursul pentru titlul de savantul anului, fiind finanțat inițial de Banca de Economii. Vreau să amintesc că rând pe rând, an de an, toți au devenit laureați fiind distinși și cu premii importante. A participat la o ediție cu lucrările sale și academicianul Valeriu Canțăr, fiind recomandat și susținut pentru o publicație în mass media de academicienii Mircea Bologă, Vsevoloch Svetoslav Moscalenko, dar n-a trecut exigențele între ghilimele. Un alt caz, nu vreau să-l numesc, în noiembrie 2015 o universitate i-a acordat titlul de doctor honoris causa. Scenariu și text pentru laudație pe care l-am pregătit, dar n-a fost înmânate aceste însemne nici la sfârșitul anului 2015, nici în 2016. Deja era vorba la sfârșitul acestui an, pe 27 decembrie, și iarăși a fost anulat și peste 3 luni a decedat și inițiativa a rămas doar inițiativă. Am aici descris cu detalii toată istoria asta. Stimată asistență, cât n-ar fi de trist evenimentul de azi, trist în sensul că n-a ajuns Valeriu Canțăr în această zi, dar important este ziua că totuși ne-am adunat. Vreau să subliniez că a avut și oameni care l-au apreciat și l-au sprijinit în măsura în care și-au putut permite. Mă refer întâi la academicianul Grigore Belostecnic, rectorul la SEM, despre care v-ați convins și dumneavoastră astăzi în această sală, care i-a organizat în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova aniversarea 60-a cu lume bună și o atmosferă sincere. I s-a dat în sfârșit cezărului ce este al cezărului. Omul și savantul Valeriu Canțăr a fost extrem de fericit în această zi. Asta a fost opinia noastră dintr-o parte, dar domnul academician ne-a mărturisit că el chiar și-a exprimat așa această fericire. Ni se părea că atunci parcă aruncase de pe umerii săi niște rani.
Îi mulțumim pe această cale domnului rector Grigore Belostecnic pentru inițiativă și solidaritate. Este binevenită și manifestarea de astăzi organizată de noua conducere a Academiei de Științe, care, sincer vorbind, ne-a luat prin surprindere. Îi mulțumim academicianul Ion Tighineanu pentru această deschidere și intenția de a ameliora atmosfera moral-psihologică din Academie, de a schimba accentele în considerarea unor evenimente și oameni dintr-un trecut apropiat. Vorba e că dacă nu ne vom aprecia noi personalitățile noastre de bază ale științei, nu le vom respecta și promova opera lor științifică ca să o cunoască și societatea. Acest lucru nu îl va face altcineva și vom rămâne mereu niște necunoscuți și cercetori de finanțe publice. E timpul ca să ne asumăm o parte din vină privind situația în care s-a pomenit Academia de Științe. Referitor la aniversarea a 65-a academicianului Cancer, aș mai propune de a eterniza numele lui printr-o serie de acțiuni despre care s-a vorbit la meeting-ul de doliu al savantului. Au trecut deja 3 ani, dar lucrurile nu s-au schimbat practic. În ceea ce mă privește, am început să adun lucrările publicate de Omagiat despre dumneavoastră, cei din sală, scrise cu diferite ocazii, promovări în Academia de Științe, aniversări, concursuri pentru Premiul Național, evenimente științifice care ne amintesc de generozitatea și umanismul academicianului Valeriu Cancer. În speranța că vom găsi și un sponsor, vom edita această carte cât mai curând posibil, sub egida Academiei de Științe. Asta e cam tot. Mersi. Vă mulțumim, doamnă Rotaru, pentru emoțiile, sinceritatea și sufletul care l-ați depus în acest discurs. Vă mulțumim de asemenea că ne-ați ajutat la pregătirea expoziției fotografice și prezentării care a rulat aici, oferindu-ne fotografii din arhiva care o dețineți, și din suflet vă dorim succes în realizarea planului cu editarea cărții. Îl invit, așa am înțeles, că pentru 2-3 minute pe domnul academician Mircea Bologa, dacă am înțeles corect, domnul academician, vă rugăm. Iar deci până când domnul academician vine la tribună, vreau să invoc încă o amintire despre academicianul Valeriu Cancer, cine a fost în biroul dumnealui de la Consiliul Național de Acreditare și Atestare, adesea l-a văzut cu o cafea și o plăcințică. De asta nu vă grăbiți să plecați, ne așteaptă o cafea și niște plăcințele, unde mai putem împărtăși și alte memorii pe care le avem referitor la academicianul Valeriu Cancer. Eu între timp am primit un SMS că plăcintele sunt foarte gustoase. Domnul academician, vă oferim cuvânt. Dragi colegi, îndrăznesc să fiu în fața dumneavoastră prin faptul că am semnat ordinul de angajare a lui Valeriu Cancer în Institutul de Fizică Aplicată, au fost începuturile evenimentelor despre a care astăzi s-a vorbit numai la superlativ. Rămâne să mulțumim organizatorilor conferinței și acestei interferențe prin lumină. Eu vin și cu o altă interferență. Interferența profesionalismului, omeniei, cumsecădeniei, comemorării.
Spre regret, astăzi vorbim la trecut. Nu putem schimba nimic, putem dar constata. Este o mărturisire, timpurile nu se aleg, în ele se nasc și mor. Prea devreme, în floarea vieții, am pierdut colegul nostru drag. Stelele lui să lumineze amintirile, să motiveze viitorul pe care îl așteptăm și îl merităm cu prisosință. Dragi colegi, permanent mă cuprind gândurile, amintirile și mă întreb cum oare nu obosește dorul, cum oare nu obosesc neașteptările neplăcute. Mi-e dor de Valeriu, mi-e dor de colegii de la institut, de la academie. Sunt acei care au lăsat amprente clare, au fost în fruntea domeniilor de perspectivă. Spre regret, vorbim iarăși la trecut. Au fost în fruntea academiei, în fruntea secțiilor, în fruntea institutelor, laboratoarelor. Au fost legendele științei academice. Nu exagerez. Au fost simbolurile timpurilor lor. Fie castelele științei academice să rămână în amintirile noastre frumoase și luminoase. Simt devastarea spirituală, simt lipsa colegilor de altă dată pentru totdeauna. Dar să ne bucurăm că așa întâlniri și la așa întâlniri ei sunt alături de noi. Rămâne adesea să le pronunțăm numele și ei vor rămâne în amintirile noastre cu faptele despre care s-au vorbit și de la care avem mult de învățat. Să-i pomenim! Vă mulțumim, domnul academician. Da, dacă cineva mai dorește foarte succint, nu văd doritori, reiterez invitația mea să continuăm discuția alături în sala aurie. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru discursurile frumoase, pentru gândurile bune exprimate vis-a-vis de academicianul Valeriu Canțăr.